Bardu Timișoara, peste drum de Plața. Mașina de taxe parcată, staționată ilegal în intersecție, în fața zebrei, ceea ce e foarte periculos și ilegal. De la altă firmă, o altă mașină parcată tot ilegal, mai puțin periculos, în intersecție. Rușine Apolodor și Meridian Taxi. Nu mai zic că șoferul stă fără mască în mașină. Așteaptă comandă. Școala auto. Elevul cu mască. Proful e fără. Se rușinează. S-a întâlnit în intersecție cu șoferii responsabili de taxi. Și la Bolt nu prea se respectă regulile. Nici șoferul, nici pasagera nu poartă mască. O fi decis de mers că vor să fac familie. Voreți vaccinați amândoi cu a treia doză și să cred nemuritori. Locul e bun, mai vine o mașină de taxi, tot în intersecție. Se pare că e de la a treia firma. Concurența. Și asta e tot fără mască. Și nici o mașină de poliție nu trece să ia în primire. Șofer de ambulanță cu telefonul la ureche și fără mască. Încă și mă claxonează. Și aici șoferul de smurt și pasagerul, medic, ce-o fi el, pompier, îs fără mască. Dar îți dai seama ce sânge rece trebuie să aibă șoferii ăștia de taxi să audă atâtea sirene și să nu se teamă că vine poliția. Ori au plătit pentru locul ăsta, ori știu cât de eficientă e poliția din București. A plecat prima mașină. N-am fost atent dacă a luat pasageri sau doar s-a plictisit. A cedat nervos, dar nu-i problemă, în loc a venit alta. De la a patra firmă de taxi. Ceilalți doi sunt pe loc. Și nici o mașină de poliție până acum. Meridian a cules două persoane. Și pleacă cu roada. Speed taxi mai așteaptă și celălalt care... E după zebra. Oho, cum o ia. Bun.
Cât mai aproape de zebră, sigur că da. Când ai ieșit un pieton de după mașina ta, se intre imediat sub roțele altei mașini de taxi. Ambulanțieri fără masă. Nici polițistul nu poartă mască în mașina de serviciu. Din cât se vede, nici centură nu are de siguranță. Legea nu-i pentru ei. Foarte scurt timp locul a fost ocupat de altă mașină de taxi, dar Apolodor Speed Taxi a fost prins în flagrant de poliție. Și toți trei șoferi ar trebui să ia amenzi. Asta ar de gând să o șteargă din gara. Și chiar reușește. Ce neros poliții și acel alt. Deci unul din trei și acela scapă cu avertizare. Nu mai zic, și mașina poliției staționează periculos în a doua bandă. Și nu are girofar, nu are nimic, are o luminiță albastră acolo, dar pe care cine o vede în zi cu soare. Deci și poliția trebuie amendat. Sau un polițist din ăla, în loc să stea în birou, ar trebui să stea aici, în intersecția asta din Bulevardul Timișoara Colț cu strada Brașov. Poliția imită avarie, ca toți șoferii responsabili. Exact așa trebuie să semnalizezi când ești în misiune, cu luminele de avarie. Halal organ. Șofer instructor fără mască. Sper că măcar studentul, elevul, nu, nici elevul nu poartă mască, o ține pe barbă. Și dăm vina pe Câțu, pe Iohannes. Dar cam toată nația e de cacao. Acela s-ar putea să câștige acum și un contract pe lângă amendă. O pasageră. Acum mașina poliției locale creează același pericol care îl crea mașina de taxi, pentru care acum șoferul ia amendă. Obturează orizontul altor șoferi din rândul 2, care poate să dea peste un pieton care trece regulamentar sau neregulamentar la zebră și poate să-l ia pe capotă. Deci ce ai făcut, nenicule? Bobiță! Vai de steaua noastră!
șofer responsabil cu epoleți, care îi impune în mod strâmb și nedrept legea. Ce o să înțeleagă șoferul de taxi? Trebuie să-și cumpere și el epoleți. Sau o să înțeleagă că nu a avut noroc ca ceilalți doi care au șters-o din gară la timp și rămân nepedepsiți. Pleacă șoferul de taxi amendat. Pleacă și pericolul fără girofar. Să vedem în cât timp vin alții în loc. Imediat. Ceea ce trebuia de demonstrat. Bine, ăsta e pericolul cel mai mic de după zebra. Acum își vin alții doi în fața zebrei. Dar polițaii s-au dus să stea la cald în birouri. Sentimentul că și-au făcut datoria.